Nici anul acesta Moș Crăciun nu i-a uitat pe copiii personalului de la Universitatea Politehnică Timișoara. Micuții l-au așteptat pe Moș Crăciun cu cântece și poezii, iar efortul lor a fost răsplătit. A fost și micuți care la întâlnirea cu Moș Crăciun s-au emoționat, iar pentru un moment poezia sau cântecelul au fost date uitării. Chiar și așa, Moș Crăciun a fost generos cu ei. Săniuța fuge, nimeni nu ajunge. Are tot de ducă, pata fină ucă. Toată ziua prin zăpadă vine să o vadă săniuța. E ușoară, fuge, pata stoa. Are tăpucioase, vârful e toas. O descândurele, sunt o stabilie. Toată ziua prin zăpadă vine luna să o vadă. Săniuța e ușoară, fuge pe spate. Bravo! Bravo! Am învățat la școală. La școală? Și la ce instrument îți spune-ne? La chitară. Moș Crăciun, să-mi dai voie, Moș Crăciun, două întrebări să spun, dar să știi că sunt profunde, va fi greu să pot să spun. Prima când am inventat, eram doar de o șpilă pe iadă. De ce tu de când să știu, n-aș oferi nici zi de schimb. Când ai darul pentru toți, cum se face că nu poți să-ți oferi și ție în dar o mașină, n-am habar. Iar a doua întrebare e și mai împuiată. Cum faci jos de jucării pentru atât de mulți copii? Poate-ți vin din cer de gata, ori le pun pe ca și stată. Ori ai vântare într-un hat, faci un semn și ele apar. Bravo!